Eu am 27 de ani și eu vreau ca să devin preot. Mă gândesc la asta de când eram foarte mic, de când aveam 9 ani. Eu acum trăiesc în Italia cu familia mea. Când aveam 9 ani eram încă în România și am cunoscut un preot în România, la Bacău, care este părintele Gheorghe Cojocaru, care nu știu dacă în momentul ăsta ascultă, îl salut din mare inimă și mulțumesc, pentru că ducându-mă la el la biserică, mi-a dat la un moment dat o carte, o carticică foarte mică, care era viața lui Ioan Bosco. Și eu mi-amintesc că citind cartea asta, la 9 ani eram mic, și ascultând ceea ce Sfântul Ioan Bosco făcea în mod particular pentru tineri, eu am, la un moment dat nu am mai citit și am zis: Iisus, și aș vrea ca să devin preot ca Ioan Bosco, ca să fac chestiile care a făcut el. Chestia asta, de când eu am 9 ani, mi-a rămas mereu în inimă. Și pe urmă eu am venit în Italia, părinții mei au venit aici ca să lucreze, eu am început ca să învăț. Și din greșeală, pentru că nici nu știam că la Roma există așa ceva, am descoperit seminarul mic. Din greșeală, este Dumnezeu care m-a dus, m-a purtat în tot timpul ăsta. Dar am cunoscut seminarul mic, am intrat la seminarul mic și pe urmă, după seminarul mic, am făcut seminarul major tot la Roma, unde a început și un discerniment, adică de a alege, de a înțelege dacă cu adevărat vreau ca să devin preot sau nu. Și iar am devenit preot. Frumos, da, iată, într-adevăr, este un parcurs lung, dar punctând așa poate sau încercând să punctăm pe cât posibil câteva aspecte din această formare din seminar, cum ați descrie, ce cuvinte ați folosit pentru a descrie acești ani sau poate și ce experiențe v-au marcat cel mai mult acest parcurs? Este o întrebare foarte frumoasă. Noi ne-am pregătit, eu, seminarul major, care cel puțin este la care m-a format cel mai mult, a durat 8 ani. Deci un timp care nu este chiar puțin, care formează. Sunt patru chestii importante în seminar. Cea din tâi este rugăciunea. Deci o viață la rugăciune, plină de rugăciune, care să fie o rugăciune zilnică. A doua chestie importantă din seminar este viața comunitară, adică a sta împreună cu ceilalți seminariști, a trăi împreună cu alții. Și este câteodată, nu este chiar așa de simplu ca să stai împreună cu alții, pentru când merge totul bine, este ușor. În schimb, când este ceva care nu merge, sunt niște certuri, niște vorbe neplăcute, poate să fie un pic mai greu. Dar asta ajută în timp. A treia chestie care e importantă de la seminar a fost universitatea și formarea personală, în care se învață și se cunosc anumite chestii importante despre Dumnezeu. Și asta ajută și rugăciunea, ajută și relațiile cu toți ceilalți. A patra și ultima chestie din seminar este relațiile cu persoane din afară, pastorala. Deci în parohie, cu tinerii, cu bătrânii, cu săracii, catecheza. Astea sunt patru aspecte foarte importante din seminar. Și în timp cum m-au format, să zic adevărul, cred că una dintre chestiile cele mai frumoase pentru mine în seminar este că nu a fost mereu ușor. Am avut niște perioade în seminar în care au fost foarte, foarte grele. Și perioadele grele în care au trebuit să lupt, să fac niște alegeri, au trebuit să mă înginochez în fața lui Dumnezeu, alea m-au ajutat foarte mult. M-au ajutat și cred că o să mă ajute și de acum încolo. Iată, sacramentul pe care l-ați primit ieri este un sacrament deosebit de important, un sacrament pe care îl veți avea toată viața și oricine vi l-ar fi conferit era la fel de important și este la fel de important, dar iată, cumva ați avut și aveți, iată, acest privilegiu de a-l fi primit din mâinile Papei Francisc, pentru că veți activa în dieceza de Roma și Sfântul Părinte este și episcopul Romei. Cum ați trăit acest moment al hirotonirii? Cum a fost să primiți acest sacrament chiar de la Sfântul Părinte? Am urmărit câteva imagini de la Sfânta Liturghie de ieri și am văzut chiar și lacrimi în ochii unor candidați. Eu să zic adevărul, aș zice de ziua de ieri că a fost mare, mare bucurie din partea mea.
încă trebuie să îmi dau seama bine de ce s-a întâmplat ieri, pentru că a fost o zi foarte lungă, foarte frumoasă, s-au întâmplat foarte multe chestii. E, să zic adevărul, noi aici de la Roma suntem obișnuiți ca să fie Sfântul Părinte Francisc, ca să, face, să facă hirotonia. E, deci nu am trăit-o într-un mod particular, pentru că ne așteptam. Sigur este că cuvintele lui de fiecare dată reușesc să atingă inima. Și asta în particular a fost important pentru mine. Ținând cont de restricțiile impuse de pandemie, cine a putut să vă fie alături la Sfânta Liturghie de ieri? Asta a fost o noutate foarte mare, pentru că Sfântul Părinte, din cauza pandemiei, a hotărât ca toate slujbele, de când a început pandemia, toate slujbele să fie făcute cu puține persoane, deci erau 100-200 de persoane de obicei. În schimb, ieri, pentru prima dată de la începutul pandemiei, a redeschis o slujbă pentru multe persoane. Noi eram în 9 diaconi care au devenit preoți, au fost hirotoniți și fiecare dintre noi avea 120 de bilete de persoane care putea să invite, plus toți colegii de la seminar, anumiți preoți. Deci au fost foarte multe persoane care au venit în ziua de ieri și s-au rugat pentru noi. E, în particular, a fost ieri prezent și părintele Isidor Iacovici, care și el este român și se ocupă de, este paroh la comunitatea română de aici din Roma, care nu știu dacă o să ascultă, dar îi transmitem, sigur. Așadar, a fost totuși o sărbătoare frumoasă. Ne bucurăm că nu ați fost singuri, iată, și că au fost alături de dumneavoastră și cei dragi, cei care v-au călăuzit într-un fel sau altul în tot acest parcurs. Făcând așa un pas înainte și poate îndrăznind cu o întrebare mai personală, au fost propuneri pe care le-ați luat în această zi sau, nu știu, v-a călăuzit în mod deosebit un gând, un verset biblic? Cu ce gânduri porniți, iată, la drum? Pentru că este un drum pe care îl începeți cumva. Îmi pare rău din punctul ăsta de vedere că anumite versete din Biblie nu aș reuși ca să le traduc, dar cred că un verset care a făcut pentru mine în particular iubirea care înfrânge teama. E, cred că mă acompaniază foarte mult versetul ăsta și eu am făcut propunerea în mod particular pentru că în ultimii ani în parohia unde am activat cu persoanele care am cunoscut mi-au vrut foarte mult bine și eu am încercat ca să le vreau foarte mult bine lor. Și asta m-a ajutat o grămadă și m-a ajutat foarte mult în ziua de ieri. Ieri, gândindu-mă la slujbă, îmi aminteam și mă gândeam la foarte multe persoane care am întâlnit în anii ăștia. Și propunerea este să încerc să fac cât mai bine ceea ce vrea Dumnezeu de la mine, dar ce vrea prin ei. Pentru că eu cred că seminarul m-a ajutat ca să devin preot, dar acum o comunitate, o parohie, niște persoane o să mă ajute ca să fac o inimă de preot și asta o să mai dureze, cred, încă un pic de timp și deocamdată doresc asta. Așadar, unde va fi primul popas în acest drum al preoției? Unde vă veți desfășura misiunea sacerdotală de acum înainte? Eu deja în ultimii 3 ani, sfârșitul săptămânei, de vineri până duminică, mă merg în parohia de aici de la Roma, care este Sfântul Lino, papă, și o să continui tot acolo ca vicar parohial. Am înțeles. Noi vă dorim mult succes și iată, după cum spuneam și mai devreme, și cei din România vă însoțesc cu rugăciunea lor și v-aș întreba puțin acum pe finalul dialogului nostru, care este legătura dumneavoastră cu România, cu limba română, cu această cultură? Iată, spuneați că de mic ați plecat împreună cu părinții în Italia. Cum s-a păstrat totuși această legătură? Iată, vorbiți foarte bine românește, vă mulțumim și vă felicităm. Sigur, am venit aici în Italia, aveam 11 ani. Am reușit să mă întorc vara acasă ca să mai văd bunicile care sunt acasă și pe ele nu știu dacă sunt le salut foarte mult. Mai am niște verișori, unchi. Deci am reușit într-un mod sau altul să păstrăm legătura. Și aici în Italia mai sunt niște prieteni care îi vedem, nu zi de zi, dar oricum îi vedem din când în când și stăm împreună.
și asta mă ajută ca să mențin contactul și cu o cultură care este cu adevărat diferită, diversă. Și în schimb, eu sunt foarte bucuros pentru că am studiile care fac. O să fac, cred că se numește masteratul, care trebuie făcut de obicei aici, se face în teologie mereu. Și pentru teza care fac pentru masterat, o să mă ocup de rugula prinsă și de Sandu Tudor, care l-am cunoscut printr-un preot italian care cunoaște foarte bine. Și citind anumite cărți care îmi trebuiesc, descoper foarte multe chestii despre România, despre care cunoșteam foarte puțin. Am avut oportunitatea să fac și anumite vizite în anumite locuri a României și eu cred că România, din punct de vedere de credință, are foarte, foarte mult de zis. Are foarte mult de zis. Și da, o să încerc, probabil o să continui, pentru că rădăcina mea este oricum de acasă, din România, și am ceva care ne aparține. Chiar dacă trăiesc într-o cultură diferită, este o bogăție, cred, ca să fie pe de-o parte două culturi și să poți să le cunoști și limbi diferite. Și aș zice asta. Sigur, și niciodată nimeni nu vă va lua, iată, această bogăție și această cultură care, într-un fel sau altul, oricum v-a plăsmuit încă de mic. Iată, exact. Înainte de gândul final pe care vi-l propun să lăsați ascultătorilor RCSFM, să știți că avem și noi o surpriză pentru dumneavoastră și dacă ați amintit mai devreme de părintele Gheorghe Cojocaru, să știți că este pe linie cu noi și ar dori să vă salute. Hristos a înviat! Părinte Gheorghe! Adevărat a înviat! George, mă auzi? Oh, ce bucurie de capul meu! Te salut! Până ieri spuneam George, să spun părinte, cu mare reverență și cu mare bucurie în inima mea. Să știi că te-am însoțit mare săptămâna trecută, știind ca exerciții spirituale în drumul tău. Iar ieri, într-un mod particular, fiind Duminica Bunului Păstor, să știi că m-am gândit la tine, având acele regret că nu sunt lângă tine. Dar să știi că te-am purtat mereu în inima mea și te-am susținut ori de câte ori ai venit în vacanță și ne-am întâlnit. Aveam noi acele discuții tainice despre preoție. Da. Pentru că efectiv l-am cunoscut când era copil, a venit cu mama sa și cu surioara sa la Lilieci acolo. Erau poate într-un moment așa de cum sunt multe momente în viața omului, momente de încercare, de suspin uman așa și nu știu, prin ce împrejurare m-au găsit pe mine. Poate pentru că am slujit puțin și la Barați și venind la Lilieci s-a creat o legătură frumoasă de prietenie între mine și familia sa. Iar acolo, sigur, ne-am întrebat amândoi. Eu, cum i-am iubit pe copii și mereu i-am prețuit, m-am atașat de ei și în timpul verilor, când mai venea acasă sau când ajungeam eu pe la Roma, doream de fiecare dată să-l întâlnesc și trebuie să recunosc că m-am bucurat enorm de mult de prezența sa și de dorința sa de a ajunge preot, conștient fiind și de acele momente grele prin care a trecut, pentru că în orice alegere, în orice discernământ, sunt acele momente unice, când e nevoie de un mic deget pus acolo, de o mică încurajare și poate în acest sens m-am regăsit pe lângă el. Iar la Roma, când îl vedeam cum crește și cum se maturizează în el Harul lui Dumnezeu, în inima mea se deschidea acea perspectivă apostolică. Cât de frumos este să fii chemat și primit de Dumnezeu. De aceea, eu mă bucur astăzi, auzindu-te, părinte, că spun cu mare drag acest lucru, părinte, că ești părinte și vei fi părinte de acum pentru totdeauna, auzindu-te, să știi că am avut și acele sentimente de așa, de singurătate în ideea de trăiești momentul în liniștea camerei tale, dar un moment al Harului care edifică, care înalță, care împlinește. Și m-aș bucura să fiu un preot bun, foarte bun. Și să nu te temi, spuneai, de frică. Nu, nu trebuie să te temi pentru că nu ești tu. E Hristos care va lucra în tine, în ciuda slăbiciunilor și păcatelor noastre umane și chiar preoțești. Va lucra Hristos în tine și va desăvârși lucrarea sa
dacă tu te vei deschide, îl vei urma și îl vei iubi. Și acest lucru contează. Iar oamenii vor simți acest lucru, vor simți în tine un slujitor, un om al dăruirii totale, un om care a renunțat la toate pentru a fi cu Hristos în folosul lor. De aceea, tot înainte, Părinte. Mulțumim și pentru gând. Și sperăm atunci când ne vom întâlni și te voi întâlni, să te pot îmbrățișa și să spun, dintr-un punct de vedere, ești un mic fiu și al ființei mele umane, pentru că prin tine mă realizez și eu și, de ce nu, eu să trec de acum pe un ultim loc, pentru că asta e viața și tu să mergi înainte, să crești mereu frumos în fața lui Dumnezeu și a oamenilor și să ajungi la acea desăvârșire umană, preoțească, creștină. Mult har, Părinte! Mult har și multă putere și tot înainte, nu te opri, de acum ești al lui Hristos în totalitate. Te-am pupat, te-am îmbrățișat, Hristos a înviat. Adevărat a înviat, mulțumim Părinte Gheorghe, vă mulțumim pentru prezența în emisiune și vă dorim în continuare zi binecuvântată. Un ultim gând, Părinte George, pentru ascultătorii RCS FM, pentru cei de acasă, pentru cei care vă susțin iată cu rugăciunea. Sigur, eu vă mulțumesc pentru că ați ascultat. Ce să vă urez? Urez foarte multe chestii bune, frumoase, o săptămână plăcută, să Dumnezeu să vă binecuvinteze. O chestie care mi s-a întâmplat să cunosc, să învăț perioada asta a vieții, este că viața de zi cu zi și rugăciunea este foarte mult legată. Ceea ce trăim în viața de zi cu zi, ne gândim pe urmă rugăciune și ceea pentru ce ne rugăm ni se întâmplă din nou în viață zi cu zi. Deci vă urez să mențineți legătura asta între viață și rugăciune și să vă rugați pentru mine, pentru ceilalți nouă diaconi care ieri a devenit preoți și pentru seminariști.